1 decembrie este ziua noastră a tuturor oriunde ne-am afla. S-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire. A fost o paradă impresionantă în centrul Constanței. În ciuda frigului de afară, mii de constanțeni au ieșit în stradă pentru a lua parte la parada de ziua națională a României. Copiii cu drapele în mână, părinți și bunici, toți au așteptat cu emoție defilarea militarilor. Ne plac foarte mult, în mod special pompierii. Apreciem foarte mult efortul pe care îl fac. Ne simțim ca la 100 de ani de România. Ne simțim foarte bine. Puțin cam frig, dar este foarte frumoasă parada. Mă bucur că sunt româncă, mă bucur că trăiesc în țara mea și la mulți ani România! Este foarte frumos, la mulți ani România! La mulți ani România, la mulți ani români! Acum 100 de ani, regele Ferdinand, întregitorul de țară, regina Maria și oamenii de stat de la acea vreme au împlinit un vis. Un vis prin care secolele de luptă ne-au adus într-un loc pe care îl denumim astăzi cu toți acasă. Pentru prima dată, la defilarea de ziua națională au fost invitate forțele aeriene române, forțele regale aeriene din Canada și poliția locală Constanța. Manifestările de 1 decembrie au continuat cu parada militară la care au participat aproximativ 60 de mijloace tehnice de luptă și intervenție din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Tot astăzi, la ora 17:30, din piața Ovidiu va porni defilarea plutoanelor de militari care vor asigura retragerea cu torțe organizată de Comandamentul Flotei. Ziua Națională a României este sărbătorită începând cu anul 1990, la data de 1 decembrie. Însă, între 1866 și 1947, acest eveniment a fost celebrat la data de 10 mai, apoi între 1948 și 1989, Ziua Națională a României era celebrată pe 23 august. La mulți ani României, la mulți ani tuturor românilor și celor care simt și gândesc românește. Oriunde ați fi, trăiți fericiți. Fiți mândri că sunteți români. Adunarea ceremonii de muniții regionale de încercare civică